Astăzi vreau să vă învăț să folosiți modul Pro al camerei foto și să vă arăt la ce vă ajută să schimbați valoarea ISO. Așadar, deschidem camera foto, trecem pe modul Pro, eu îl am aici în stânga, tot în stânga este și valoarea ISO. Bun, o să schimb un pic imaginea. Cu cât valoarea ISO va fi mai mare, vedeți jos, da? Cu atât fotografia va fi mai luminoasă. Cu cât valoarea ISO va fi mai mică, cu atât fotografia va fi mai întunecată și vom avea, de exemplu, în acest caz, mai multe detalii pe cer. Voi merge chiar în mijloc, pe mijlocul clădirii și o să facem o fotografie pe care ulterior o voi edita. Mamă, ce de lume e pe aici! Bun. Ia să vedem, un pic mai luminos. Perfect, cam așa arată foarte bine. Încercăm să centrăm mult mai bine. Și vom face chiar acum fotografia. Cam asta a fost pentru azi. Mâine vă voi învăța despre viteza de expunere.